Eu zic să rămânem tot în zona Argeșului și îl invităm în scenă pe Iulică Ghiță, în vârstă de 33 de ani. Este din comuna Miroș, județul Argeș. Este tehnician, cântă de la 15 ani, absolvent al Școlii Populare de Arte și Meserii din Pitești, secția Canto Popular. Iulică Ghiță! Opo, de ce ai slăbit, frățioare? Și bărbația a crescut mare, părul în cap ți s-a albit, te-ai săturat de iubit. Părul în cap ți s-a albit, te-ai săturat de iubit. Că ai urcat dealuri înalte, la mândruțe sprâncenate, la mândruțe sprâncenate, pupale arnei ca pătoate. La mândruțe sprâncenate, pupale arnei ca pătoate. Și dacă mă ui mai bine, Constantine, Constantine, negră-i cămașa pe tine. Și dacă mă ui mai bine, le-le-le-le-le-le-le-le, negră-i cămașa pe tine. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Și pentru atâta lucru, le-le-le-le-le-le-le-le, nu ți-ar mai putrezi trupul. La da 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 da. Mărie privietoare, ce-a câns noaptea pe răcoare, o sândi te-ar și te-ar bate, pernioara de-astă noapte, că pătuiu de la spate, mărioară, mărioară, și vorbele noastre toate. Căpătuiu de la spate, le-le-le-le-le-le-le-le, și vorbele noastre toate. Iulică Ghiță, i-ai încântat pe spectatori. Ai avut emoții? Foarte mari. Foarte mari. E, să te vedem acum, acum îți prezint tu costumul. Pentru prima oară când partici. Nicio problemă, de acum noi îți dorim mult succes, ai pășit cu dreptul, vreau să-ți spun, pentru că publicul este Mulțumesc. Foarte cald și primitor și te aplaudă. Să vedem cum îți descrii tu costumul. Costumul pe care îl port este alcătuit din pantaloni albi, chimirul care este din piele, cămașa cusută cu motive tradiționale și vesta neagră,
pe care o port. Simplu și la obiect. Da. Iulică, uite, primești un buchet de flori, dovadă că ai cântat mulțumesc foarte frumos, ai prezentat costumul exemplar. Îți dorim succes și rămâi pe aproape pentru mulțumesc că, ia uitați, încă un artist la Festivalul de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc. Cine știe, peste câțiva anișori s-ar putea să îl vedeți aici pe scenă cu un costum frumos, popular, tradițional. Și din zona Argeșului vă ducem cu cântecul într-o altă zonă folclorică a țării. Este vorba de zona Mehedințiului și invităm pe tânăra concurentă, Narcisa Băleanu, în vârstă de 19 ani. Este din orașul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinț. Este studentă în anul întâi la Universitatea Națională de Muzică din București, Facultatea de Interpretare Muzicală la clasa profesorului Dalila Cernătescu, specializarea NAI. Cântă de la vârsta de 13 ani și dorește să transmită frumusețea costumului popular și a cântecului mehedințean acolo unde susurul cernei îi face pe oameni mai buni, mai iubitori, mai aproape de Dumnezeu. Să o invităm, doamnelor și domnilor, așa cum se cuvine, pe tânăra interpretă, Narcisa Băleanu. Câte-i muncile ce n-ar, toată zapada s-a luat. Au numai la inima mi-a mai puse nu să mă ia și s-o pus nu să mă ia s-o pus cu așezământ ca să mă bage în pământ s-o pus dorul unei cuțe nu se iepa noi muri. Thank you.
privește în față bine. Măi, Doamne, și-n spate lovește mine. Îți vorbește bine în față, tatarachita de viață. Îți vorbește bine în față, tatarachita de viață. Narcisa Băleanu, reprezentanta Mehedințiului. Narcisa, o voce foarte, foarte potrivită pentru cele două genuri muzicale, atât pentru folclorul pur autentic, cât și pentru muzica lăutărească veche. Prima piesă pe care ai cântat-o fără acompaniament m-a dus cu gândul, dulceața glasului tău, timbru vocal special, m-a dus cu gândul la cea care este una dintre cele mai iubite interprete ale României, doamna Angelica Stoican. Și vreau să te întreb, cea de-a doua piesă pe care ai cântat-o împreună cu orchestra, din repertoriul cui este? Este din repertoriul lui Ionel Tudorache. O prezență foarte, foarte agreabilă, aplaudată de dumneavoastră aici la scenă deschisă. Să vedem costumul, cum îl prezinți. Am hotărât să vă prezint de această dată costumul popular prin cântec, pentru că la noi se cântă foarte mult. O să încep cu opincile. Interesantă prezentare. O să încep prin curioși. Cântec. Frunzuliță, flori mărunce, eu sunt fata ci la munce. Și dacă nu mă credeți, după port mă cunoșteți. În pișoream o pincuță, cum purta mea măicuță. Și șorapine grigelână, cum purtam urma bătrână. Și polile gii pe mine, le purta măicuța în lume. Am obre cu pui mărunți, ca la noi la mecinți. Și brașire subțirele, să uită lumea la ele. Și brașire subțirele, să uită lumea la ele. Cam așa o am țasută, ce bunica mi-ai făcută. Cam așa o am țasută, ce bunica mi-ai făcută. Legatura-i cu mărșele și am o cadouă stele. Legatura-i cu mărșele și am o cadouă stele. Fără cuvinte, publicul apreciază prezentarea costumului tău făcută prin cântec. Extraordinar! Vă mulțumesc încă o dată! Felicitări, Narcisa Băleanu! Foarte frumos!